Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live! Astăzi vom vorbi cu părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, pentru că este emisiunea noastră săptămânală. Vorbim despre semnificația atingerii capetelor credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii cu Sfântul Potir. Dacă are o bază teologică acest gest și care este rânduiala Sfintei Liturghii, ne va spune astăzi părintele. Sărutuna, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit! Post binecuvântat! Suntem în prima săptămână, când și nevoința este mai scrupuloasă și suntem și în a patra zi de rugăciune, cea de-a patra parte a canonului mare, și invităm pe toți credincioșii să asculte cu evlavie, pentru că e un lucru frumos și ziditor de suflet. Am citit referitor la tema noastră faptul că nu ar avea o bază teologică gestul pe care îl face preotul în timpul Sfintei Liturghii. Noi avem trei fundamente. Cea din tâi carte care legitimează tot ce se poate spune despre Sfânta Liturghie este Sfântul Simeon Tesalonicu, arhiepiscopul Tesalonicului, care ne arată tot ce ține de liturgica ortodoxă. Avem tipicul Sfântului Sava, care ține de rânduiala tuturor slujbelor care sunt în Biserica Ortodoxă, făcut la anul 600, deci are 1700 de ani aproape, și se păstrează și până în ziua de astăzi. Dacă vă duceți în magazinul bisericesc a Mitropoliei și cereți tipicul pentru anul 2022, vă dă o carte groasă în care este explicată fiecare zi de cult în parte, cu Sfântul, cu ce se pune la utrenie, la liturghie, la Doamne strigatam, la laude, la stihovne, la toate astea termeni strict bisericești. Ne-ar trebui un dicționar explicativ ca să înțeleagă oamenii termenii. Și cel de-al treilea fundament teologic este aceasta. Liturgica specială a emeritului profesor Iene Braniște, care s-a ocupat de tot ce ține de biserica, de biserică și de cult, și am mai avea catezaur liturgic, așa este și titlul cărții, scris de Badea Cireșanu, cu cronologie, cu istorie, cu documente, cu arheologie, cu vechime, cu tot, cu date, această carte care cuprinde tot ce ține despre frumusețea cultului. Ne vom opri asupra Sfintei Liturghii, că asta e tema noastră astăzi, și în special la ceea ce se cheamă ieșirea cu Sfintele Daruri, și voi veni din două puncte de vedere. Întâi, pe de o parte, că avem o bază, nu neapărat teologică, dar tradițională și explicită din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, și mă duc întâi în baza evanghelică mai mult decât în cea teologică și spun așa: iar Iisus străbătea toate orașele și satele, punându-și mâinile pe bolnavi și vindecând pe cei neputincioși. Deci, să începem cu începutul. 1. Când am dat binecuvântarea de Sfânta Liturghie și a început dumnezeiasca liturghie, noi știm că liturghia are trei părți. Are partea pregătitoare, când dimineața preotul vine cel mai de noapte primul și pregătește Sfânta Proscomidie, pune vii, pune morți, ia pomencele, se uită la cei care au anumite cereri, le așează pe Sfântul Dis pentru o părticică care se pune pe Sfântul Dis. Și când a încheiat Sfânta Proscomidie, biserica de obicei, fie că este biserică de enorie, deci de parohie, sau fie că este biserică de mănăstire, poate începe slujba cu acatistul Mântuitorului, pentru că este duminica, sau învierii, dacă este în perioada pascală, sau cu utrenia de dimineață, care este pe glasuri, pe cele 8 glasuri ale bisericii, numit octoihul. Octoihul, da. Mă opresc asupra acestui fapt și trec mai departe. Când începe dumnezeiasca liturghie, începe cu ectenia mare, iar după ectenia mare încep antifoanele, părțile mistice sau adânci divine din puterea Sfintei Liturghii, până ceea ce noi numim ieșirea la vohod cu Sfânta Evanghelie. În momentul ieșirii la vohod cu Sfânta Evanghelie, se spune, după învățătura lui Iene Braniște și toată învățătura bisericii, că este ieșirea lui Iisus Hristos
la propovăduire, numită și Vohodul Mic. Ce înseamnă? Iisus stă deja 40 de zile în pustie, primește darul lui Dumnezeu, se luptă cu diavolul, trece peste cele trei ispitiri, mâncarea, ispitirea puterii dumnezești și ascultarea de diavolul, că spune diavolul, dacă te închini mie, îți dau totul ție, și Iisus îi spune înapoi a mea, Satană, Domnul Dumnezeu, să te închini și lui una să slujești, și apoi iese la propovăduire și începe să facă primele minuni ca fiul al lui Dumnezeu în activitatea mesianică. Ieșirea cu sfintele daruri deja, când se iese cu... Ce înseamnă întâi sfintele daruri? Noi știm că în vremea Sfintei Liturghii, și asta luăm întâi din primele veacuri, se aduceau pâinile puneri înainte, exact ca în Vechiul Testament. Se alegeau cele mai frumoase pâini și se scotea din ele Sfântul Trup al Domnului Hristos. Găsim în Faptele Apostolilor că oamenii, primii creștini, în Antiohia s-au numit prima dată creștini, sau iudeo-creștini, pentru că ne întorceam din mozaism spre creștinism, spre noua religie ortodoxă de astăzi. Îi spune ortodoxă după ruperea din 54, nu înainte, până atunci era biserica ortodoxă, biserica creștină universală, apostolică, sobornicească și apostolească. Și după ce se alegeau pâinile și se făcea proscomidia, acele pâini erau împărțite meselor, agapelor, ceea ce numim noi la sfârșitul liturgiei moderne de astăzi, în secolul în care trăim, parastasul sau jertfa de mulțumire. În momentul când ieșea cu sfintele daruri, și aceasta a fost și am prins-o din plin pe vremea comunismului și o parte după Revoluție, încoace, deci după 89, de fapt, ce se întâmpla? Acolo, în potir, noi avem următorul lucru. Vin sfințit și apă sfințită, pentru că atunci când se face proscomidia, se rostesc niște formule teologice, dogmatice, care au fost descoperite de îngerul lui Isaia, ca un miel spre junghiere, s-au dus ca oaie fără de glas, ciotunde, s-a luat de pe pământ viața lui, junghe semielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, și apoi se înjunghe Sfântul Agneț, se pune pe Sfântul Disc și după aceea spune și unul din ostași cu sulița în coasta am pus și data curs sânge de apă, și preotul pune apă și vine în potir. Din clipa aceea spune așa, binecuvântată este amestecarea Sfintelor tale, Doamne, iar când începem liturghia, binecuvântăm prescura, întrupomirea Dumnezeu și Mântuitor nostru Iisus Hristos de trei ori cu copia, și apoi binecuvântăm prescura din care începem scoaterea Sfântului Agneț. De acolo încolo începe propriu-zis liturghia pregătitoare, acolo se petrece toată taina Vechiului Testament până la întruparea Domnului și venirea lui sub stea, și venind steaua sta deasupra unde era pruncul și se acoperă cu acoperământul mic. În momentul când se iese cu sfintele daruri, pe disc ce avem? Sufletele celor vii și a celor adormiți, pe toți pe care i-am pomenit în puterea Sfintei Proscomidii, și asta e unicat în creștinism, care nici cultul romano-catolic nu are asemenea comuniune între Dumnezeu și pământ, la ei este absentă proscomidia, un lucru, spun eu, total inconvenient, pentru că prin aceasta putem arăta, după liturgica Sfântului Simeon Tesalonicu, comuniunea adevărată între liturgia cerească și cea pământească. Pentru că în momentul în care eu am pus părticica dumneavoastră sau oricui dintre noi pe Sfântul Disc la liturgie, când am spus, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit la sfârșitul Sfintei Liturghii, îngerilor păzitorii au în chip nevăzut acea părticică în chip duhovnicesc și se duc și împărtășesc sufletul care a fost pomenit la Sfânta Liturghie. De aceea noi ne pomenim unii pe alții. De este cineva bolnav să cheme preoții biserici, să roage pentru el, spune în taina Sfântul Masul și nu numai pentru. Și alte cereri. Liturghierul este plin de cereri. De folos, de boli, de ploi, de necazuri, de primejdii, de năvăliri, de dușman, de războaie, de nenorociri, de cumpene, de calamități naturale, de tot felul de lucruri, molime și așa mai departe. Și atunci eu când am pus părticica lui Ioan sau lui Vasile sau lui Gheorghe, se crede și se spune, și asta o știu din gura Părintelui Cleopa, nu mi-aparține mie, de la mine citire, că atunci când preotul iese prin sfintele uși cu potirul, și dacă v-ați uitat, dacă este sobor, fiecare preot care este, dacă este diacon, diaconul ia Sfântul Trup
și acoperământul mare, uh-huh. și preotul ia simplu potirul cu acoperământul mic cu care este acoperit și pleacă mai departe prin biserică pe capetele fiecăror credincioși și atinge cu grijă. Cei din urmă preoți dau crucea la sărutat și ultimul iese cu copia și cu lingurița în simbolul jertfei și împărtășirii în Hristos. Și ce reprezintă aceasta? Reprezintă două lucruri deodată. Unu, că Dumnezeu trecea pretutindea și pe unii atingea oamenii, îi vindeca, pentru că avea această putere. Dar, pe de o parte, simbolizează și comuniunea euharistică a celui din biserică cu ceea ce se întâmplă dincolo de altar, unde îngerii intră să asculte glasul Sfintei Jertfe și să vadă cu ochii lor și să se bucure de dulceața dumnezeieștii liturghii, cum spune rugăciunea cincea de la Maslu. Acum, mai nou și mai modern, apar două explicațiuni. Una am prins-o și eu de la profesorul meu de la școală, care a spus categoric și ferm că este inadmisibil și nu este corect, adică neavând bază, și atunci chiar eu l-am întrebat, zic, părinte profesor, dar l-am văzut și pe părintele Cleopa în tinereție și cu darurile precredincioși. Și el a argumentat așa, chiar dacă o făcea, nu o făcea canonic. Și i-am zis, nu o făcea canonic, dar era un mod în care în regimul comunist, sub cei 50 de ani de dictatură, comuniunea dintre preot și credincios prin atingerea cu sfintele daruri făcea ca omul să se simte, pe de o parte, luat în seamă de Dumnezeu. Și acum, ca cel ce sunteți creștin sau vorbiți cu alți credincioși, o să vedeți, omul se bucură când își aude pomenicul la vii pomenit în biserică. Omul se bucură când își aude numele în biserică. Da, da. Omul se bucură când își aude morții pomeniți la parastas. Omul se bucură când își aude numele pomenite în maslu. Și el știe că o putere harică stă în acea lucrare pe care preotul o face când este îmbrăcat în veșminte, la adresa numelui său. Și atunci această punere a sfintelor daruri ar avea patru argumente. Comuniunea între preot și popor, faptul că părticica de pe disc ia contact cu creștetul credinciosului, și aici mai apare un secret, acel credincios nu poate sta sub sfintele taine oricum. Trebuie să fie curat, spălat, neîntinat și fără de păcat. Deci îndeamnă la un plus de sfințenie. Cum zic adeseori femeile noastre cele mai evlavioase, că astea emancipate deja sunt supărate că nu pot intra în biserică în anumită perioadă a trupului. Părinte, nu pot să vă sărut mâna că sunt în cele 7 zile. Sau, părinte, nu mă puteți atinge cu sfintele, dar că n-am ieșit din perioadă. Chiar dacă e în biserică, se dă undeva în spate. Deci este un gest de mare evlavie și smerenie, prin care omul recunoaște că nu se poate atinge de cele sfinte și dacă cineva cere argumentul, aduc din Sfânta Scriptură, când junicile au răsturnat carul cu chivotul legii, Ohozea s-a dus să pună mâna pe chivot, să-l îndrepte, și s-a umplut pe roc tot de bube, de furuncul. N-avea voie. Alți bărbați curați au venit și au pus în car chivotul și el s-a dus la casa, spune în rugăciunea de sfințire a casei, unde a ajuns chivotul legii, nu mai mi-amintesc acum numele, și pleacă junicile singure cu carul. Deci când ești necurat, nu te atingi de cele sfinte. În momentul, în schimb, în care preotul făcea această atingere, era și un gest de prietenie spirituală. Poate pe unul atingi un pic mai apăsat să vadă că l-ai văzut că e la biserică, poate unul e bolnav și l-atingi un pic mai apăsat să vezi că te-ai rugat pentru el să se facă sănătos. Al doilea argument, pe lângă contactul preot-biserică și comuniunea, apropiere sufletească, era simbolul punerii apostolilor și mântuitorului pe mâinile, cu mâinile pe capetele celor bolnavi. Ne spun faptele apostolilor că atât de multă lume venea și se îmbulzea, încât apostolii, nemaiputând să-i atingă pe toți, oamenii treceau prin umbra lor să vindecau. Adeseori, oamenii
apostolii se ștergeau pe față cu niște ștergare și le aruncau mulțimii și se atingeau de ele și se vindecau. Deci acesta ar fi al doilea argument foarte care stă la baza atingerii cu Sfintele Daruri. 3. Este comuniunea cerească între cer și pământ. Noi avem o liturghie și în cer și în momentul în care credinciosul este prezent în biserică și părticica lui este pe Sfântul Disc și el a fost atins, îngerul lui păzitor duce acest mesaj în cer la liturghia cerească. Acesta ar fi Simeon Tesalonicu cu explicația lui. Poate fi și de factură puțin tradițională, nu neapărat contemplativă sau dogmatică. Și cea de-a patra, în felul acesta, poporul participă cu toată evlavia și cu tot sufletul la taina Sfintei Liturghii. Și acum aduc argumentele pentru care consider că nu-i nicio greșeală că s-a întrerupt lucrul ăsta, dar n-ar fi nicio greșeală dacă într-o biserică la țară unde ai 10, 15, 20 de credincioși, eu am fost adeseori invitat pe aici, colo, și am mai mers la câte un preot, la câte o slujbică, care mi-i prieten sau coleg, și am pus pe capetele credincioși, dar știți că nu se pune. Ba, se pune, băi, stați liniștit, lasă oamenii să bucure, să simte că ne-am apropiat de ei, nu-i nicio crimă. În ce sens? Primul lucru, este vorba de ordinea din biserică. La așezarea cu Sfintele Daruri, când biserica nu este aglomerată, credincioșii se pot pune eventual pe un rând, două în genunchi și tu întinzi mâna să-i atinzi pe toți. Dacă este și un al treilea, patru rând în spate, el întinde mâna și îl atingi pe deget cu potirul. Este tot o atingere, nu e o problemă. Dar se pune faptul că se face acea rumoare și foială când oamenii se mișcă. Ridică-te, așează-te, ridică-te, așează-te. În schimb, apare un al doilea inconvenient care era foarte des întâlnit pentru stângăcia preotului, pentru vârsta lui, pentru oboseala lui, pentru stângăcia credinciosului, pentru neatenția lui și se putea, atingând cu Sfântul Potir, să verși din cele sfinte. De aceea, când încă se atingeau sfintele pe capetele credincioșilor, deja de mult era prevăzut aceasta, potirele erau un pic mai înalte și mai adânci, acum sunt potire de 600 de grame, de 700 de grame, de 800 de grame, tocmai ca sfânta amestecătură să stea cât de jos, ca atunci când treci un pic potirul se clatină, dacă un credincios a dat din cap sau s-a mișcat sau s-a ridicat cumva, să nu-ți verse din potir. E un păcat dacă se întâmplă acest lucru? Nu e o crimă, dar nu e o virtute. Preotul trebuie să fie atât de atent încât cele sfinte, de exemplu, eu ani de zile am slujit Sfânta Liturghie din 94 până prin 99 zi la zi la zi când avea cine și credincioșii știau și eu când ieșeam cu Sfintele Daruri, înainte de a ieși cu Sfintele Daruri, spuneam așa, voi trece cu Sfintele Daruri, vă rog să vă așezați cu mare grijă în genunchi, iar când sunt lângă dumneavoastră, nu mai faceți cruce, nu vă mai mișcați ca să nu vărsăm din Sfântul Potir. Și ei stăteau cu minți, înțelegeau. Era o problemă. Acum, mai este o chestiune foarte interesantă legată de acest lucru, că oamenii, slăbind, modernizându-se, au început puțin să nu mai țină cont de niște reguli bisericești simple. Aici nu vrem să lovim sau să deranjăm, că așa spune, cel ce greșește să nu dispere, să se încredințeze că Dumnezeu prin nădejde și pocăință poate ierta, iar cel ce n-a greșit să nu râdă de cel ce a greșit, că cel ce stă să ia minte să nu cadă. Și vin cu următoarea consecințiune, ca să spun modernă. Soțul s-a atins de soție sau soția de soț și a doua zi stau la Sfânta Liturghie. Corect n-ar fi sâmbătă seara să te atingi de soția ta dacă duminica mergi la Sfânta Liturghie. Dar dacă sunt tineri și neînfrânați, până la urmă e cununia lor și tu nu poți să te bagi. E treaba lor. Este canon 19-20 în Cangra care spune bărbatul e stăpân pe trupul femeii, femeia e stăpână pe trupul bărbatului și nu ai ce să obiectezi. Și atunci, dacă el vine și se pune în genunchi, vreau să spună, părinte, nu mă atingeți că m-am culcat cu soția seara, că nu facem mărsire publică. Și tu-l atingi. Poate o femeie, la fel, din multul feminism al ei și orgoliu, că ea e femeie și medicina i-a dat toate metodele moderne de protecție împotriva timpului period, și atunci ea vine și se atinge sub menstru de Sfântul Potir
Și ținând cont că Sfântul Potir are câteva calități. Ca vas sfințit, preotul nu-l atinge decât pe mâner. Nu-l șterge înăuntru decât cu un procovăț sfințit. Nu-l clătește decât cu apa binecuvântată de la căldură sau cu vinul liturgic. Nu bagă mâna în el oricum, nu-l șterge cu orice, nu-l spală oricum. Altminteri se sfințește potirul din nou. El este un vas sacru. Este de aceea femeia nu pune mâna pe potir, măicuța nu pune mâna pe potir, paraclisierul sau țărcovnicul sau cine e în biserică cu curățenia, dacă e parte bărbătească, el nu se atinge niciodată de Sfânta Masă sau de proscomidiar. E o mare, mare greșeală ca preotul să dea, să spunem unui tânăr sau unei persoane, spune, băi, ia ștergem potirul sau curățăm potirul. Nu, îl sfințești din nou și tu când umbli cu cele sfinte, îți pui epitrafirul dacă ești preot sau orarul dacă ești diacon. Era regulă, am văzut-o în Siestria, părintele Ambrozie Dogar, un mare sfânt și un mare trăitor și un mare liturgist și un adevărat păzitor al tainelor de-astea eclesiale, avea o regulă desăvârșită. Paraclisierul se spovedea, lua dezlegarea de păcate, umbla numai în rasă, umbla numai în camelavcă, umbla numai în mantie și în tot ritualul călugăresc desăvârșit, el făcea rânduiala paracliseriei de o perfecțiune impecabilă. Am respectat-o și eu câțiva ani când am deschis Bârnova în primii ani, putea să-și pună, de exemplu, țăranii din sat, bârnovenii, ceasul după biserică. Paraclisierul era instruit în așa fel încât la ora 12 puncte el era deja în clopotniță și când secundarul era la fix, el dădea cu limba în clopot și satul știa, e slujba la biserică, poți să-ți potrivești ceasul, e 12 fix. Și aveam această pretenție la vremea aceea ca preotul de rând, în momentul când s-a auzit limba în clopot, el deja să fie cu epitrafirul în fața Sfântului Altar și să spună, binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Erau părinți în Siestria, Cosma Barbacaru, Veniamin Barbacaru, Damaschin Barbacaru, Kiril Roșu, Valerian Țirulescu și alți mari trăitori, Clement Hotnogu, care când venea paraclisierul, spunea, întârziat puțin, eu deja am zis jumătate de mezonoptică în gândul meu. Atât erau de punctuali la biserică. Paraclisierul era îngerul Domnului, paraclisierul era arhanghelul lui Dumnezeu. Atâta disciplină era. Și atunci numai acesta vine și face treburile în Sfântul Altar, dar niciodată de cele sfinte. Și atunci unul din motivațiunile pentru care nu e o întâmplare că azi nu mai punem potirul, este ca să nu-l atingem de orice fel de om. Bine, omul are Sfântul Botez, omul este de natură divină, are suflet viu, nu se pune problema. Dar pentru evlavie și credință, era un părinte în Siestria, am uitat cum îl chema, ăsta, Ioanichie Moroi, care timp de 12 ani cât a slujit singur Sfânta Liturghie sau 20 de ani, el n-a atins niciodată cu mâinile Sfânta Masă decât când avea treabă la Sfântul Antemis și spunea așa, ai mormântul Domnului, te poți arde, nu ești atât de vrednic să te atingi de el. Atâta evlavie și strictețe avea legat de această problemă. Și ultima pentru care aș milita și aș spune că nu e o problemă că darurile nu se mai pun pe cap, pot fi atenți slujitori, în primul rând, la cele sfinte, pentru disciplina din biserică și concentrarea asupra a ceea ce se întâmplă la Sfintele Daruri. Acolo e o întreagă teologie supremă în ieșirea cu Sfintele Daruri. Și am să o iau în ordine să vedeți câte chestiuni de cult se ascund într-o tradiție, într-un element cultic care ține 10, 5, 7 minute. Deci în momentul în care s-a terminat de cântat noi care pe heruvim cu taină închipuim, adică din clipa aceea noi în biserică toată grija aceea lumească să o lepădăm așa nici să și cere, adică nu ne mai gândim acasă, la servici, la masă, la griji, la probleme. Deci acum suntem în Sfânta Liturghie. Hristos trece prin biserică să binecuvinteze poporul. Înainte de înviere, urmează să se transforme după aceea în cinstitul trup și sânge la epicleză. Aici se vede lipsa de perseverență
nu numai a preotului laic, cât și a preotului mănăstiresc, și insist mereu pe treaba aceasta, am fost acuzat că sunt cumva snob, că o fac pe intelectualul, că mă dau rotund. Nu, nici nu m-am gândit la treaba asta. Eu sunt un simplu om ca oricare, specialitatea mea e liceu agricol, n-am terminat filozofia sau cibernetica sau oratorica, Doamne ferește, dar le-am văzut la părinții bătrâni cu deosebită evlavie lucrate și cu deosebită disciplină. Și eu cred că lucrurile astea trebuie să-ți intre în mână, să le trăiești cum ai trăi respirația. Adică nu trebuie să fie ceva care să-ți se separă, vai, dar de ce trebuie să faci? Nici nu trebuie să-ți pui întrebarea de ce să faci așa. Așa se face, că așa s-a făcut de 2000 de ani, punct. Adică trebuie să-ți intre în dinamica felului de a fi și de a sluji. Și în clipa aceea când preotul intră în altar, se întoarce către credincioși și spune: iertați și Dumnezeu să vă ierte, nimeni nu trebuie să fie supărat în clipa aceea, că atunci Dumnezeu nu primește rugăciunea noastră. Diaconul, dacă este acolo, primește procovățul mare, acoperământul mare, acela care se leagă sub bărbie, ia Sfântul Trup și trece în față și el vine pentru prima dată și arată că biserica este în comuniune apostolică. Un lucru foarte important astăzi la frământările socio-teologice și politice legate cu povestea ecumenismului, cu sinodul de la Creta, cu toate mizerile care circulă peste tot și creează diferite umbre, ca să spun așa, diferite fâlfâieli ieftine. Și spune așa: întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul sau episcopul sau mitropolitul sau patriarhul, depinde din ce district episcopal aparții. De ce? Să arăți că biserica are continuitatea harului, una sobornicească și apostolică și a Duhului Sfânt și de 2000 de ani, și îți pomenește episcopul care te-a delegat și ți-a pus mâinile pe tine să slujești Sfânta Liturghie, pentru că preoții n-ar avea voie să facă Sfânta Liturghie fără binecuvântarea episcopului. Dacă nu i-ar da antemisul, cu semnătura cui? A lui, a episcopului care răspunde de acea biserică. Mulțumesc. În timpul Sfintei Liturghii, episcopul este pomenit de 4 ori. De ce? Exact în semnul Sfintei Cruci, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și în numele celor 4 sfinți evangheliști care propovăduiesc Evanghelia lui Hristos. Ca să arăți că tu ești în comuniune de plină cu Biserica Hristosului Celui Viu. Ciprian de Cartagina, afară de biserică, nu există mântuire. Mie mi-a și spus unul: ești un tâmpit dacă crezi prostiile astea. Cum să mai crezi tu că există har la episcopii păcătoși, la preoți netrebnici și în zilele astea la câte erezii sunt? Și am spus: frate, când mi-a dat mie scris Hristos cu semnătură că nu mai coboară în Sfintele Taine, te anunț și pe tine. Până atunci, eu cred în această dumnezească liturghie ca fiind, cum spune biserica, cinstitul trup a Domnului Hristos și cinstitul sânge a Domnului Hristos. Punct. Restul nu mă interesează. Părerile de pe margine sunt împărțite, fiecare le păstrează în dreptul lui și le aprofundează, iar în ziua judecății dăm răspuns fiecare, invederat, fără discuție. Și după ce ți-ai pomenit episcopul, tu arăți întregului popor care este în acord cu tine și răspunde: amin. Adică așa să fie. Și după aceea se începe a pomeni clerul bisericesc. Pomenește, Doamne, pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi, monahii, tot clerul bisericesc și cinul creștinesc. Să arăți că ești în comuniune cu toată Biserica Universală. Nu contează că e din Rusia, că e din Antiohia, că e din Grecia, că e din Serbia. Ați văzut patriarhii lumii când se întâlnesc la slujbă? Ei se pomenesc pe dânsii înșiși, pe capii bisericii. Pomenește pe Sanctitatea Vartolomeu, pe al Varșovei, pe al Serbiei, pe al Georgiei, pe al de unde sunt patriarhi, al Greciei, al Antiohiei. Ei se pomenesc unii pe alții să arate că sunt în comuniune. Punct. Fără aceasta, biserica se rupe de Hristos. Hristos nu s-a împărțit, e unic. Eu vreau ca toți să fie una, vreau ca toți să fie sfinți, vreau ca toți să fie desăvârșiți, vreau ca toți să mântuiască din tot ce mi-a dat Tatăl, să nu pierd pe niciunul. Punct. Hristos, arhiereul cel mare, cine nu se supune acestui arhiereu, e în afară de biserică. După ce am făcut lucrul ăsta, biserica din nou din răspunde: amin, adică așa să fie.
Și intri la cea de-a doua, poporul credincios, oastea credincioasă, că noi avem și tâmpiți în popor, adică avem atei, necredincioși, tot felul de rătăciri. Nu-i judecăm, că nu asta e scopul liturghiei, dar menționăm pe conducătorii credincioși, oastea credincioasă și demnitarii credincioși care fac bine lui Dumnezeu și păzesc poruncile. Și din nou biserica îți răspunde amin, așa să fie. Dacă ești într-o mănăstire, atunci pomenești și starețul care este întâiul stătător al obștii din mănăstirea respectivă, sau chiar stareța se pomenește pentru că e întâia stătătoare a maicilor acolo, povățuitoarea de obște. Și după ce am trecut aici cu vie, mai putem adăuga aceasta. Eu am prins-o și de la părintele Ilarion Bătrânu, am auzit-o din gura lui, am auzit-o și din gura părintelui Sava, am auzit-o și din gura altor preoți mai cu experiență și a părintelui Cleopa. Pot să mai spui așa, pomenește, Doamne, pe toți dreptmăritorii creștini care ne-au poruncit să ne rugăm pentru dâns și s-au nevoie de mila și ajutorul Dumnezeu, că noi nu-i știm pe toți, Dumnezeu îi știe cel mai bine. Și atunci ai cuprins totul. Nu e o crimă dacă spui așa. Poți să spui, poți să nu spui, nu în formula liturgică, dar conștiința te îndeamnă că dacă oamenii care te-au întâlnit să spună, să mă pomenești și pe mine. Da, frate, hai să te pomenești pe tine. Pomenește-i, Doamne, pe toți care mi-au poruncit să mă rog pentru dânsi, că nu e nicio greșeală. Și biserica îți spune, amin. Cei bolnavi în spitale, cei din războaie, cei din primejdii, cei din patul de suferință, cei din operații, cei din închisori, cei din dureri, cei din primejdii. Știm noi dacă în ziua aceea, hai să vă dau o pildă. Un băiat ateu se plimba cu motocicleta prin șoselele Greciei. Un tir l-a spulberat și o mână nevăzută l-a luat și l-a pus pe trotuar întreg, iar motocicleta în roțile tirului s-a făcut zdrângăni, tot bucăți. El când s-a văzut pe trotuar, în emoția aceea a văzut un chip oarecare de călugăr. Lucrul ăla l-a impresionat și după ce s-a văzut sănătos, a spus așa, am să mă duc la Sfântul Munte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare dar sacru al vieții. Pentru că și operațiunea polițienească și rutieră, toți care au venit, a spus, este inadmisibil ca tu să fii viu dintr-un asemenea accident atât de catastrofal în care atelajul respectiv, autovehiculul respectiv, este praf, este bucăți. Și ajungând în Sfântul Munte cu cei care s-a dus, ajunge la chilia Sfântului Paisia Ghioritu, la Panaguda. Dă cu ochii de bătrân, rămâne mai la urmă și spune așa, pot să te întreb ceva? Întreabă-mă, că eu te cunosc pe tine. Și a zis, părinte, cum să-ți mulțumesc că mi-ai salvat viața? Și că nu eu ți-am salvat-o, îngerul tău păzitor. Știu că ai avut un accident de motocicletă și ai fost pus pe trotuar. În clipa aceea eram la Sfânta Liturghie și mă rugam pentru toți cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer să fie feriți de primejdie. Biserica se roagă pentru acest lucru în ectenia Sfintei Liturghii. Încă ne rugăm pentru cei ce călătoresc prin apă, pe uscat, prin aer și pretutindenea. Pentru că unul merge cu avionul, unul merge cu mașina, unul merge cu vaporul. Oricând un om poate muri. După ce am terminat cu aceasta, trecem de acum la cei adormiți. Și evident, biserica își pomenește întâi stătătorii bisericii, patriarhii, și biserica spune amin, adică ei recunoaște că au fost în biserica sobornicească și apostolească. Se poate spune și mitropoliții ortodoxi, arhierei ortodoxi, nu e o problemă. Dar patriarhii sunt nominalizați în biserica ortodoxă. Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist. După aceea, se pomenesc ctitorii sfintelor locașuri, nu numai din biserica în care ești, de pretutindenea. Sunt N de mii de biserici și locașuri de cult. Poate unele s-au și dărâmat și nu mai există. Poate în unele a rămas doar crucea unde a fost Sfânta Masă. În unele locuri poate i-a rat și nici nu mai este biserica. Dar acei ctitori sunt pomeniți în cer în timpul Sfintei Liturghiei. Pentru că atunci când arhiereul sfințește biserica și pune tubulețul cu sinte moaște și ăla cum se numește,
înscrisul, sulul care se pune în piciorul Sfintei Mese, spune așa, veșnică pomenire ctitorii Sfântului locașul acesta, și înseamnă Sfânta Masă de trei ori. Iar acolo în Sfânta Masă este un loc special unde se pun pomelnicele celor care au ctitorit și au ajutat la facerea bisericii. Și peste sute de ani, când cineva va desface Sfânta Masă, va avea tangență cu ea, va ști că acolo au fost niște oameni care s-au chemat așa și așa și așa. Dar în primul rând îi știe Dumnezeu, că iar în liturghie. Deci, iată încă o dată de ce trebuie să fim atenți la Sfintele Daruri. Ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă. Vedeți, noi mai găsim prin pomeni și la morți, în Postul Mare, la moși, la Sfânta lui Lazar. Erou, 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 erou. Biserica îi pomenește pe eroi în fiecare zi. Ne rugăm pentru ostași, eroi, ce au murit pentru demnitatea ortodoxă, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru întregirea hotarilor, în închisori, în temnițe comuniste și așa mai departe. Dar nu numai temnițe, dar au fost imperii turcești, au fost habsburgici, au fost tot felul de nenorociri. Noi ne-am obișnuit că ăsta a fost ultimul regim ateu care a avut efecte mai devastatoare asupra ceea ce înseamnă intelectualitatea României și au umplut închisorile pentru că și-au impus o doctrină cu forță și trebuiau să o implementeze și atunci tot ce le-a stat împotriva au ucis, n-au stat la discuție. Ei, biserica are grijă de aceste suflete permanent. Și după aceea biserica spune, încă ne rugăm, și de aici se justifică punerea Sfintelor Daruri pe capetele credincioșilor, pentru cei ce au adus aceste Sfinte Daruri, vii și adormiți. Vii sunt în biserică, se uită la noi, și mai pomenim o dată la Sfânta Liturghie, în finalul iecteniei darurilor, când spunem așa, și pe voi, pe toți dreptmăritorilor creștini, care v-ați adunat la această dumnezească liturghie să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăție sa. Și atunci, dacă ei sunt pe toți și sunt aici, și eu am trecut cu potirul pe capetele lor, înseamnă că am luat act de dragostea lor, am luat act de prezența lor, am luat act de iubirea lor față de Dumnezeu, de dorința de a fi prezenți la liturghie și de a se atinge de Hristos. Mai sunt tradiții în zona de unde vin eu, de la Suceava, că preotul, când iese cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați și împărtășește, unii vin și se împărtășesc la potir, iar alții numai vin și pleacă capetele ca după ce preotul a terminat de împărtășit să-i atingă cu potirul deja sfințit cu dumnezeieștile taine în el. Tot din evlavie și credință. Și iară nu e un argument dogmatic sau teologic, dar e un argument spiritual de credință. Și iar nu e o greșeală. Sau iese preotul și spune cu pace să ieșim într-un numele Domnului și face rugăciunea amvonului. Și oamenii vin și se bagă sub epitrafir în timp ce preotul citește cel ce binecuvintezi pe cei ce binecuvintează, sfințești pe cei ce cred în tine. Deci, noi nu avem în biserică niște gesturi care au scop vrăjitoresc, vudu, descântătoresc, mantră, tantră sau alte prostii. Nu. Orice gest are o semnificație explicată în Sfânta Scriptură, în teologia Evangheliei și în teologia învățăturii lui Iisus. Și am să întreb, când Iisus vorbea poporului la sinagoga din Capernaum și pe la spatele lui femeia s-a dus să atinge haina lui, ce gest a făcut? Oare nu cumva o atingere ca în biserică și s-a vindecat? Da. Deci noi nu putem fi absurzi, că vine unul acum și a stat el la birou, a folosit o cafea și o țigară și a dat cu părerea despre ceva nou în teologie, asta e apă de ploaie. Deci noi mergem pe argumentul patristic, pe argumentul tradițional, creștinesc, ortodox și credincios și găsim, că mi-a rămas și ultima ectenie ca să nu o scap nici pe ea, după ce am spus vii, spunem de adormiți și uitați-vă cât de amplă este biserica. Și încă ne rugăm pentru frații noștri, adormiți, moși, strămoși, fii, fiice, părinți, rudenii, de un neam cu noi, fiecare după numele lor, să-i pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Deci eu deja am făcut un parastas înainte de liturghie, până la cel de după liturghie, că odată i-am pus cu părticica, cu copia la adormiți pe disc, și odată i-am pomenit în Sfintele Daruri. Și cel din biserică, când eu spun
Și pe cei adormiți din rudenia noastră, moși, moși, părinți, frați, el e obligat să pomenească în mintea lui pe cei adormiți din casa lui, deci el să face un preot pomenitor, deci participă la liturghie. Și când spun și pe cei care s-au dus la cinste sfinte, daruri vii, eu îmi pomenesc pe toți din casa mea. Că pot să meargă și doi din casă la biserică, dar unul merge sigur și ceilalți poate nu merg. Copiii învață, bătrânii sunt acasă, poate cineva are grijă de casă, dar unul e la biserică. Și atunci, în momentul respectiv, în clipa aceea, el îi pomenește pe toți ceilalți. Deci atât de importantă este aceasta. Și atunci, în momentul în care fie că atingi sau fie că nu atingi, nu săvârșești niciun sacrilegiu. Deci ăsta este un moment foarte important în care liturghia pregătitoare adună spre liturghia sfințitoare tot poporul să fie părtaș cu preotul, cu altarul, cu Hristos, cu Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în biserică la liturghie. Că după ce s-a pus frumos potirul înapoi pe masă și s-a binecuvântat poporul cu el în semnul crucii, se cântă ca pe împăratul tuturor să-l primim, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, cântare de biruință, și apoi începe marea epicleză. Aici nu știu credincioșii și aici trebuie atenție. Oamenii nu știu când începe liturghia. Începe la binecuvântată, este împărăția, și se termină la binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său dar și a său iubire de oameni. Când se face otpustul de închiere, cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pe rugăciune preacurate Maicii sale, acel dintre sfinți pe nostru Ioan Gură de Aur, că el e aproape tot anul, rar Sfântul Vasile sau acum am post Grigorie, dialogul Papa Romii cu liturghia solemnă sau împărtășirea solemnă înainte sfințită, pentru a dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, Sfinților Zilei și a tuturor Sfinților, să ne milească și să ne mântuiască. Dar momentul solemn, după daruri, este tocmai această... Că noi, eu când eram copil, nu știam liturghia. Și bunica mea mă lua de mână și mă tăra la biserică și mă obosa, dar eu, ca să treacă ușor liturghia, știam că trebuie să stai de 4 ori în genunchi. Așa cântăream timpul. Că i-am spunea, stai aici în fața mea cu minte, că dacă te miști, îți trag una peste cap, de-ți plimb capul ca clopotul. Tu nu te miști de aici, nu mă faci de râs. Și eram obligat să stau acolo lângă ea, ea stătea la liturghie, că o înțelegea, știa. Da, eu nu știam, eram copil. Aveam 4 ani, 5 ani, 6 ani. Dar știam că trebuie să stai în genunchi la Sfânta Evanghelie, dar nu știam că e Sfânta Evanghelie. La crez, la daruri și la Tatăl nostru. Și când era ultima dată, știam că de acum îți dă preotul pâine sfințită, povestește la acolo ceva și s-a terminat liturghia. Dar cred că sunt și astăzi adulți care nu prea merg la biserică. Da, cred că așa o interpretează și dumnealor. Nu i-aș putea judeca, dar așa era pentru vremea mea atunci. Ei, dar preotul în timpul slujbei mai poate atenționa? Acum urmează cu tare lucru. Acum n-ar fi corect. Nu sunt permise aceste întrebări. Arhiereul poate da aceste lămuriri. Uh-huh. Are această capacitate misionară și învățătorească, pentru că îl reprezintă pe Hristos. Dar preotul poate doar atât să atragă atenția ca lumea să fie liniștită sau să fie atentă. Nu poate da explicațiuni. Iubiți credincioși, în clipa aceasta, aceasta facem, nu face parte din coerența Sfintei Liturghii și nu ai voie să întrerupi cultul divin public în care Duhul Sfânt îi prezent acolo și lucrează prefacerea tainilor. Și aici vreau să ajung ținta țintelor. Că preotul, după ce a intrat în altar și a tras perdeaua Sfintelor Uși, de acum este dincolo de catapeteasm, unde oamenii nu mai au accesul să privească în mod mistic, pentru că dacă ar vedea, poate că s-ar speria dacă li s-ar deschide ochii minții. În momentul acela, preotul se pregătește de prefacere. Este punctul forte și cel mai înalt din toată liturghia în care Duhul Sfânt vine să prefacă Sfintele Taine. Și eu îi mai întreb câteodată pe tineri, pe credincioși, când vin, zic, mă, tu știi ce e Sfânta Liturghie? Da. Și atunci întreb, ce face preotul în timpul Sfintei Liturghii? Și el îți spune, să roagă, ne împărtășește, ne citește din Evanghelie, cântă, ne sfințește, orice vrea, numai ce trebuie nu spune. Și atunci le-am explicat formula clară pe care ne-o arată Enebraniște. Deci cea care este formula dumnezească a Sfintei Liturghii. Preotul în timpul Sfintei Liturghii sfințește cinstitul trup și sfințește cinstita pâine și vin, prefăcându-le în cinstitul trup și sângea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, le dă credincioșilor să le guste și să le mănânce, ca să se curățească, să se sfințească și să se îndumnezească. Ăsta e scopul pentru care noi am venit la biserică. Dacă n-am înțeles lucrul ăsta,
totul rămâne un McDonald's. Părinte Iașmie Pomencu, Doamne ajută, primește Doamne jertfa lor, ies afară, bie o cafea la Tonomatsu, mașină și-o plecat. Eu m-am înrăit de multă vreme și fiind acolo la paraclisul mic am ieșire și văd că e sticlă și când îi văd că o iau la vale și nu la deal în parc, la liturghie, bat în geam. Ei, ce faci? Părinte, ne ducem că avem o treabă. E liturghia la jumătate. Vă rog să vă întoarceți în parc să n-aveți accident cu mașina. Treceți înapoi. Când ați auzit că s-a cântat Tatăl nostru, vă luați anaforă și plecați acasă. Că nu vă interesează cuvântul, e altceva, dar nu putem să întrerupem puterea Sfintei Liturghii. Și oamenii se întorc, înțeleg, nu sunt răuvoitori, dar spune, dar n-am știut că atunci se termină. Cu atât mai mult, data viitoare veți ține minte. Sunt rare cazurile, nu unul pe oră, dar să spunem, într-o duminică tot întâlnești doi, trei care da, nu știu ce-s cu ei și așa. Dar i-am forțat, i-am învățat să înțeleagă ce-i Sfânta Liturghie, înțeleg, stau, ascultă-i frumos și după aia rămâne o grada goală, îți duc acasă. Este obligatorie predica de la finalul slujbei? Stau și mă gândesc, sunt preoți cu har. Îți face plăcere să-i asculți. Dar sunt și unii, Dumnezeu să mă ierte, dar bat câmpii. Și e o pierdere de timp tot ceea ce vorbesc. Nici ei măcar n-au coerență în tot ce spun. Să vă spun un lucru. Cuvântul părintelui Stăniloae mă voi justifica și a mitropolitului Antonie Plămădeală, mare cărturar și învățător ortodox. Părintele Cleopa și el la fel spunea. Preotul care nu predică este ca o pasăre cu aripa tăiată. De ce? Preotul nu trebuie să fie un predicator prin excelență. Nu toată lumea e înzestrată cu lucrul ăsta. Sincer. Nu toată lumea are acest talent. Dar are darul de a cunoaște tainele ortodoxe pe care le slujește. Noi avem o pericopă evanghelică care se citește duminical. Nu trebuie să vii cu descoperiri de la Cabasila, de la Maxim Mărturisitorul, de la Grigore Palama, de la Grigore de Nisa, de la Grigore Teologul, de la Vasile cel Mare, de la Ioan Gură de Aur. Dar măcar ia Cazania, care este cartea de căpătâi care a circulat tot comunismul și este atât de amplă și atât de finuță și atât de ușoară de înțeles și găsești, poftim, eu fac parte dintre cei care să lălăiesc. Poate să vorbesc jumătate de oră și 40 minute și o oră, nu mă plictisesc. N-am darul de a lucra ce spun, dar de a vorbi îmi place să vorbesc. Dar zic în schimb altceva. În 5 minute, dacă tu vrei să-ți condensezi poporul sau în 10, este imposibil să nu pleci cu trei idei frumoase din Sfânta Liturghie. Concret, până la urmă, despre ce a fost vorba în Evanghelia zilei, 3-4 idei le găsești acolo. Vii cu o concluzie care ai tras-o tu ca preot privind poporul din fața ta de la liturghie, vii cu o soluție la problemele zilnice care se pot întâmpla în contextul de astăzi, poftim, ne rugăm că e război, avem răbdare să nu cădem în ispită, nu ne lăsăm antrenați în manipulare, dezinformare, și vii cu o istorioară cât de mică, că e din pateric, că e din vețile sfinte, că e dintr-o întâmplare reală, că ai citit-o undeva vreodată, ca omul să rămână cu o ideuță cât de mică, să o duc acasă. Atât. Uh-huh. Și tu în 10 minute ai concretizat. E adevărat? Și eu am primit această insultă. Nu știu cine era individul. A zis că am transformat noi anvonul în... de asta cum se numește? Cinematografie. Nu este adevărat. El vorbea de pe pereți. Predica se ține la anvon. Că așa aș spus. Că stau cu spatele la Sfântul Altar. Păi așa se stă cu fața la credincioși. Nu poți să stai cu spatele la ei și artistul pe scenă stă cu spatele la orchestră și cântă către public. Ei, acolo este un trepied cu trei picioare și un telefon mic sau cameră cât un pumn care stă într-un colț și te înregistrează pe tine care vorbești. Pentru cei care n-au ajuns. Exact, nu, pentru cei din diaspora, pentru oricine. Da, da. Așa am crezut eu că e necesar ca oricine să aibă acces la Cuvântul Lui Dumnezeu. Și n-am făcut lucrul acesta spre, cum să spun, spre a mă da eu rotund, că nu folosește la nimic, am suficientă greutate în care trebuie să mai dau jos, nu să mă rotunjesc. Dar și când a fost pandemia un an de zile, am încercat în prima duminică, era o bună vestire, să țin un cuvânt și mi s-a părut atât de strâmb și de urât înregistrat de mine singur în chilie, și eu părea interesant, mie mi se părea o caricatură. Și am spus nu, o să mă învăț să vorbesc în fața anvonului cu biserica goală, ca și cum ar fi îngerii de față. Și l-am rugat pe băiatul cu camera și i-am spus așa,
nu pleca din fața camerei, că eu am să mă adresez ție, ca și cum aș vorbi cu tine. Și îmi țineam predica normal, la biserica goală, iubiți credincioși, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Evanghelia de astăzi ne prezintă, în ideea că cei care ne așteaptă sunt atenți și ne ascultă și au nevoie de acești îndemni, iubiți credincioși. Țineam toată predica și el la urmă răspundea, amin, să trăiți, părinte. Și eu vorbeam la îngerii de pe pereți, exact ca și cum i-ar fi vii de față și m-ar asculta. Mă gândeam, zic, uite, dau niște examene lui Dumnezeu. Și un an de zile am vorbit la pereți. Dar nu m-am deranjat, adică ca și o lecție predată la școală. Deci, ca și cum ai preda ca un profesor, elevii stau pe tablete undeva departe și tu predai online de la tine din cabinet. Deci aceeași chestie. Din fața Sfântului Altar, cu epitrafirul în gât, în ținuta preoțească, pentru că așa mi s-a părut normal. Și deci este necesar ca preotul, nu că să bată câmpii, că el nu vrea să aibă un subiect, aici e o greșeală. Sunt încă, poate, părinței sau... cu cernici sau prea cuvioși, care zic așa, că scrie în Evanghelie lucrul acesta. Nu vă grijiți ce veți răspunde, că Duhul Sfânt vă va da vouă. În altul Antoniu, un mare erudit, a spus așa, a ieși nepregătit în fața credincioșilor să-ți ții cuvântul este echivalent cu o hulă împotriva lui Hristos. A batjocori cuvântul Sfintei Evangheliei și al ironiza sau al bagateliza, al minimaliza ca și cum n-ar fi important. Pentru că eu am primit de exemplu reproșul în mod invers. Ce părinte, ți se pare că predica dumitale e cea mai importantă decât liturghia? Și să știu, un mare smintit, dacă poți crede treaba asta. Dar sunt foarte mulți credincioși care merg la biserică și abia așteaptă predica să treacă slujba pentru a auzi. Nu spun lucrul ăsta, nu asta vreau să scot în evidență. Că vin ei pentru asta, e treaba lor. Dar niciodată nu m-am gândit că n-ar fi importantă liturghia. Ca drept dovadă de ea mi-am și asumat această răspundere, ca noi să ținem frâul la toată nebuneala aia care e acolo, să-i împărtășim pe ei mici care plâng, să-i spovedim pe ea să nu tulbure acolo, să ducă să deschidă ușile, pentru că se umple biserica, sunt 200-300 de oameni care vin la liturghie și au nevoie de liniște. Și după ce termin cu tot vacarmul ăla, te duci și te prezinți în fața lor. S-a terminat Sfânta Liturghie, s-a făcut tot pustul, s-a dat anafora, nici nu facem un gest. De exemplu, episcopul are cu tot o altă putere. Episcopul, reprezentându-L pe Hristos, el poate vorbi de două ori în liturghie. Deci vorbește odată după Sfânta Evanghelie și îl reprezintă pe Hristos propovăduind neamurilor și vorbește odată după Sfânta Liturghie în calitatea învățătorească de reprezentant văzut al lui Hristos și continuă predica cu tot ce i-a venit idei noi în timpul liturghiei, după liturghie, ca predică de mulțumire. Și el poate vorbi de două ori. Noi la mănăstire, pentru că să nu deranjăm oamenii sau să nu plictisim sau să întindem slujba prea mult, noi facem altfel. S-a terminat Sfânta Liturghie, s-a ajuns la punctul de dat anaforă. Cine vrea se duce direct la vasele cu anaforă și ia anaforă și pleacă acasă și cine vrea rămâne și ascultă predica. Și de multe ori am avut acest reproș, ca să zic așa, părinte, nu vă doare gura să vorbiți la 10, 20, 30 de oameni care vă ascultă? Nu. Ioan Gură de Aur a spus așa, dacă vorbești pentru 100 și unul se folosește, n-ai pierdut plata. Dacă vorbești pentru 10 și unul s-a folosit, n-ai pierdut plata. Dacă vorbești pentru unul și unul s-a folosit, n-ai pierdut plata. Și dacă vorbești pentru niciunul și nimeni nu s-a folosit, n-ai pierdut plata. Evanghelia este izvor de apă vie și ea curge. Cine s-a adapă din ea, își potolește setea duhovnicească. Și atunci cuvântul trebuie să curgă în mod obligatoriu, pentru că, spune Apostolul Pavel, cel ce se îndeletnicește și cu slujirea și cu învățătura, îndoită plată va avea. Și zic eu că am plată și pentru că spovedesc, și zic eu că am plată și pentru că slujesc, și zic eu că am plată și pentru că învăț. Și simt că o fac cu plăcere. Dar trebuie să aibă preotul un discurs, o predică și la cununie, botez și înmormântare? Obligatoriu. Se numesc panegirice. Așa, se numesc cuvinte catehetice, se numesc cateheze, pareneze, care sunt la diferite ocazii, și predica propriu-zisă duminicală, care este la pericopa evanghelică. Se numesc cuvinte ocazionale, la sfințirea unei biserici, la sfințirea unei școli, la sfințirea unei primării, la sfințirea unei instituții, la sfințirea unui obiectiv, la sfințirea unei uzine.
tu, în calitate de păstor, trebuie să găsești un cuvânt de îndemn celor care îi ai de față. Și preotului este foarte ușor că nu inventează el o temă. Tema i-o dă Hristos în duminica respectivă. Doar trebuie să citești de două ori conținutul Evangheliei și să mai găsești, v-am mai repetat odată, patru idei principale, două concluzii, două învățături și o sugestie. Acum îmi dau seama că lucrurile sunt foarte simple pentru dumneavoastră, dar prima predică, cum a fost? Dacă vă spun, nu o să credeți. Prima mea predică a durat o oră și 10 minute, a fost în data de 19 septembrie 1990, când eram doar monah. Am ieșit cu crucea și cu mantia pus de Părintele Sava la Mănăstirea Dragomirna. Era învierea fiului văduvei din Ain și m-am pregătit din patru cărți. Din Cazania lui Varlaam, din Didahile lui Antimivireanu și din Cazania propriu-zisă de la biserică. Afară că am adăugat cu deosebită tactică din partea mea două istorioare de la Părintele Cleopa, numai ca să mă asamăn eu cu Părintele Cleopa, era idealul meu de o viață să pot eu vorbi ca Părintele Cleopa. Era dorința mea de când l-am văzut prima dată în 1985. Și a ținut o oră. Și într-adevăr, dacă în prima duminică am avut 30 de oameni la biserică, în a doua duminică am avut aproape 100, oamenii s-au înștiințat că e un preot nou și în a treia, a patra, a cincea duminică deja biserica era plină. Am avut acest talent de la Dumnezeu, nu mi-aparține cu nimic, dar trebuie să și citești. Dacă nu vrei să citești, nu înveți. Adică nu poți să vorbești de pe gard, chiar trebuie să citești. Asta așa a fost prima mea predică. Mă uitam și pe pagina de Facebook aici, vă mulțumesc oamenii pentru că ați lămurit multe lucruri pe care nu le știau. Și întreabă cineva, de ce în momentul în care, în timpul slujbei, câțiva credincioși își fac cruce pentru că așa simt ei, toată lumea trebuie să facă la fel? Există vreo regulă aici? Se face crucea, am putea explica și lucrul ăsta, are o logică. Când se spune, binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ne facem semnul Sfintei Cruci. După fiecare ecfonis, că bun și iubitor de oameni ești, ca tai stăpânirea, că ție se cuvine, ca sub stăpânirea ta, cu îndurările unde a născut fiului tău, sunt momente din liturghie, eu le știu din cap pe unde vin. După aceea, când spune înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, ne putem face cruce. Când s-a cântat slavă ție, Doamne, slavă ție și s-a terminat Sfânta Evanghelie, ne putem face cruce. Când s-a terminat Sfintele Daruri, ne putem face cruce. Când s-a terminat cuvinții cu adevărat, dacă vrem, ne putem face cruce. Când s-a terminat Tatăl nostru, ne putem face cruce. Acum omul face cruce când simte, numai trebuie să o facă discret și atent să nu deranjeze pe ceilalți. Atâta e tot, nu e o problemă anume. Deci asta e frumusețea și chintesența Sfintei Liturghii. Dacă oamenii înțeleg lucrul ăsta, trăiesc altfel liturghia. Eu zic că am 30 de ani în Iași, unul fac acum la Sfântul Ilie, 31, mai mult în Iași am stat decât în partea Sucevei. Eu când am venit aici în Iașul ăsta al nostru drag, eu așa îi spun, foarte mulți din preoții buni și bătrâni au îmbătrânit. Părintele Barna de la Bunavestire, Părintele Stoian de la Spiridon, Părintele Buzdugan, preotul Ungureanu, mai mulți preoți bătrâni pe care am știut, Părinte Ieronim, Părinte Teofan, Părinte Hrisostom Dănilă, Părintele Elefterie, Părintele Gheronte Puiu, Gheronte Economu, Părintele Teofan de la Cetățuia, mulți părinți bătrâni pe care eu am prins în Iași, Părinte Gherasim Șarpe, Părintele Calinic era un preot, nu mai știu nimic de el, foarte interesant, îl iubea oamenii. Eu am trăit între ei și am furat de la toți câte ceva. I-am studiat cum gândesc, cum vorbesc, cum pun problema. Tot timpul am fost curios de lucrul ăsta. Cum gândește înaltul Ananie? Ce viziune are înaltul Antonie? Cum soluționează Părintele Galeriu ideile? Uitați-vă, Părintele Galeriu era preot nou, în parohie. L-a dat undeva pe lângă Ploiești sau Buzău. S-a dus în prima duminică în biserică și a găsit biserica goală. 10 credincioși. Cine era în vremea comunismului în biserică? Sfintele Băbuțe cu Prescurica, cu Colivioara, cu Colăcelu. Și Lumănărica și Busuiocu. Și a zis, dacă încep așa pastorația, nu-i bine deloc. Trebuie să găsesc o metodă. L-am iubit, a fost unul din
idolii mei, ca să spun așa, în ceea ce privește predica, un om extraordinar, cred că aș putea spune că cum predica Înaltul Antonie sau Înaltul Anania sau Părintele Galeriu sau Părinte Cleopa, puțini sunt la această înălțime. L-am ascultat odată pe marele profesor Ivan Ioan Diaconu de la Neamț, care avea o voce gravă, vorbea ca un înger, iarăși un erudit teolog. Și a intrat Părintele fiind tinerel în biserică, erau vreo 30 de oameni și a zis așa, iubiți credincioși, îmi tremură inima ca un purece. Vreau să vă anunț ceva foarte important. Astăzi dimineață m-am trezit cu diavolul la ușă și mi-a spus așa, marți la ora 5 voi fi în biserică la voi să-ți protejez credincioșii, că pe mulți am să-i pierd. Vă rog să le spuneți credincioșilor să vină într-un număr cât mai mare la biserică și vă rog să fiți foarte atenți, să fiți înarmați cu rugăciune, să luați anafură, să luați aghiazmă, să fiți pregătiți să-l putem înfrunta. S-a înștiințat imediat toată parohia și marți la 5, biserica neîncăpătoare, curtea bisericii neîncăpătoare, femei, copii, bărbați, să-l vadă pe cine? Pe diavolul. Lucru care nu era adevărat. Părintele a spus aceasta ca să le stârnească o curiozitate, să-i poată vedea cine sunt enoriașii care are în subornie, cum să vii preot nou într-o biserică goală. Și a lăsat să se facă ora 5 și părintele a spus paraclisierului, trage clopotul că de acum se apropie satana. Oamenii au căzut în genunchi, se rugau. S-a tras clopotul, părintele a făcut o rugăciune frumoasă de dezlegare, a făcut o rugăciune de binecuvântare și tot poporul bucuros că satana n-a mai venit. Și a întrebat părintele, dacă de frica lui satana ați venit atâția la biserică, dar de dragostea lui Hristos care s-a jertfit pentru voi și în fiecare duminică ar vrea să vă împărtășească și ar vrea să-i mâncați trupul, să-i beți sângele, să fiți lângă El, să vă bucurați de El, cât ar trebui să fim la biserică. Și din acea zi, marele profesor Constantin Galeriu, până ce a închis ochii, a avut veșnic biserica plină de credincioși, copii, credincioase și popor. Aceasta e predica cu care poți să convingi un om să vină la biserică. Nu trebuie nu știu care teologie. Harisma de a-l face pe om să înțeleagă că fără Dumnezeu el este o stupizenie. Este o prezență ridicolă. Este păpușa diavolului. Nicodima Ghiorit, un război nevăzut. Își bate dracu joc de om. Când ești spovedit și împărtășit, tu ești persoană, ești chip și asemănare cu Hristos și ești icoana desăvârșită a prototipului care te-a creat. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. La judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Eu sunt pâinea cea vie din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Ce mai tare ca liturghie? Mm-hmm. Și acum mă întreb, dacă am fi duși pe la liturghie mai des și dacă am crede cu adevărat în Dumnezeu, s-ar mai instala panica atât de ușor în noi? Păi de aici se vede, de aici se vede că oamenii nu sunt pregătiți duhovnicește, ucenici de-ai mei buni, care știu de ani de zile, deja își fac probleme să plece în Franța, în Belgia, în Bulgaria, pe orice țară, numai să nu stea în România că vine război. Fratele meu, nu contează unde te prinde moartea, contează cum ne găsește moartea, mai devreme sau mai târziu. Noi trebuie să deschidem ochii în fața lui Hristos în lumea cealaltă. Brancianinov are despre moarte o expresie filozofică. Întâlnirea cu ea mă cutremură, dar vederea lui Hristos mă liniștește. Multă lume vă întreabă și pe Facebook-ul nostru ce părere aveți despre ce se întâmplă acum. Nimic. Saltire, acatistul Mihail și Gavril, paraclisul Maicii Domnului, rugăciunea Împărate Ceresc, ne spovedim și ne împărtășim și mergem pe cuvântul Sfintei Evanghelii. Dacă un fir de păr din capul nostru nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult o țară, o bombă, un tank și un avion. Nu, n-am nici cea mai mică problemă. Deci îi lăsăm să se desfășoare fiecare după voia sa cea sfântă. Cine e scris în frunte i-a pus. Punct. Deci oricât ne agităm noi și încercăm să ne dăm peste cap... Păi să vă spun un lucru, am găsit-o, nu mi-aparține mie. Un experiment făcut de un mare biolog. A luat 100 de furnici roșii și 100 de furnici negre și le-au închis într-un borcan.
și a sesizat că cele negre s-au grupat în locul lor și munceau acolo în borcanul respectiv să mânce zahăr, cele roșii în dreptul lor să mănânce zahăr. La un moment dat, biologul a pus puțină apă, a agitat borcanul și cele roșii au început să le ucidă pe cele negre și cele negre pe cele roșii, crezând simultan că sunt dușmanii unei altora. Morala era, cine-i dușmanul? Cel ce a agitat borcanul. Da, bună, bună. Să vedem cine a agitat borcanul, că noi nu avem nimic de împărțit, noi ne putem vedea de treaba noastră. Vă mai întreabă cineva, când s-a făcut prima oară semnul crucii și de ce nu se spune și despre Maica Domnului când se face semnul crucii? Ba, se spune, avem pe născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări, cinstind-o să o mărim, este la utrenie și cântăm laudele Maicii Domnului. Cred că se referă strictul la semnul crucii, când spui numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh? N-avem așa ceva, pentru că Maica Domnului nu este jertfitoarea, este mijlocitoarea. Am înțeles. Da. Aceasta este nu, îi aparține lui Hristos prin cruce și prin înviere. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim, veniți toți credincioși să ne închinăm Sfinte învierii lui Hristos, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Și avem exact ce spune Hristos, numai cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Avem o cruce a lui Hristos cu care ne însemnăm, Doamne, arma spre diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se cutremură și să-mi fricoșesc dracea, căutați spre puterea ei, că morți i-a sculat și moartea a surpat, de aceea ne închinăm crucii tale și învierii și avem o cruce personală pe care ne-o asumăm fie prin bucurie, înțelepciune, suferință, harismă, familie, pustie, călugărie, văduvie, tot ce ne rânduiește Dumnezeu în viață sau ce alegem. Altcineva spune dacă... Când se iese cu Sfintele Daruri, te poți atinge de preot? Da, da, sunt oameni care ating veșmintele. E același lucru. Preotul e sfințit, spune Sfântul Macarie, nu de la mine, din omilia lui Macarie Egipteanu, spune categoric, când preotul s-a îmbrăcat în veșmintele preoțești și a rostit toate formulele hainelor și a venit în fața Sfintei Mese și a luat Evanghelia și a zis, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, el se face sul de foc al Duhului Sfânt. Din clipa aceea el este instrumentul Duhului Sfânt, nu mai este Părintele Ioan Vasile Gheorghe. Când se dezbracă din nou de veșminte după liturghie, este preotul Vasile Ioan sau Gheorghe. Poate întârzia preotul slujba? Numai dintr-o motivație justificată. Dacă au întârziat credincioșii sau eu un moment, dar trebuie să știm și acest lucru. Sfânta liturghie nu trebuie să treacă cu prefacerea de ora 12. Deci începând de la 12 noaptea până la 12 ziua, în orice moment al zilei putem săvârși Sfânta Liturghie o singură dată în zi, pe același antemis o singură dată, pe aceeași Sfântă Masă o singură dată, cu același preot o singură dată. Punct. Asta e legura dogmatică. Dar că o faci la 6, că o faci la 7, că o faci la 8, la 9, la 10, la 11, să nu treci cu prefacerea celor sfinte de ora 12. Așa e regula canonică, dogmatică. Altcineva, o altă întrebare. Ce facem dacă avem copii mici și vrem să venim cu ei la slujbă? Stăm mai în spate, nu ne ducem chiar în față și dacă un pic scâncește, mai ieșim un minut afară, când s-a liniștit, intrăm înăuntru, dacă e difuzor, mai ascultăm la difuzor, adică cât să nu deranjăm slujba. Și copiii, a spus Hristos, lăsați-i să vină la mine, ca lor e împărăția cerului sau de nu veți fi ca prunci, măcar nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce semnifică la ieșirea cu Sfintele Daruri când trece preotul peste copii? E o tradiție din zona Bucovinei când Hristos călca peste bolnavi și îi vindeca. Se mai păstrează câteodată în unele biserici la trecerea cu Sfintele Daruri și preotul pășește, îi spuși așa la distanță de am prins în zona Sucevei, Părintele Sava trecea peste copilaș îmbrăcat în veșminte, dar trebuie să fii foarte atent, mai ales cu potirul, dacă se mișcă un copil și te-ai împedecat, poți să verși Sfintele. Înțeles. Altcineva spune că a adresat o întrebare, dar nu apare. Dacă o puteți scrie până încheiem emisiunea din nou, e perfect. Încerc să o găsesc. Care ar fi concluzia de astăzi? Concluzia este aceasta. Cât există liturghia, vom trăi în România. Cât există Hristos, vom fi vii în veci. Cât există puterea Euharistiei și puterea Sfintei Evangheliei și Harul Duhului Sfânt, nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine porțile iadului, nu pot birui biserica în veacul veacului.
și spun eu am venit să mântuiesc lumea, nu să judec lumea, pe cel ce vine la mine n-am să-l dau afară, îndrăzniți eu am biruit lumea și pentru momentele care le trăim astăzi, fricoși și nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Iată că a mai apărut un mesaj, cineva spune că cel mai greu îi se pare să concepe o predică pentru mormântare. E foarte simplu. Dacă vrem să concepem o predică de mormântare, avem trei feluri. Lacrimogene, când Ionut se desparte de Maria, de mătușica, de surioara, de bunica, de cutare și atunci preotul smulge un lacrim, nu, o lacrimă, nu folosește la nimic. Uh-huh. Și dacă vrei să vorbești de mormântare, poți vorbi simplu și la obiect. Ce este viața? Ce este moartea? Ce este omul? Eu dacă aș începe o predică la mormântare, întotdeauna așa o încep. Vedeți mortul din acest sicriu? În clipa aceasta se uită la noi cât de frică ne este de moarte și nu suntem pregătiți. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat, zilele lui ca umbră trec. Zilele lui ca floarea câmpului așa va înflori. Dimineața va înflori, la amiază să vă usca, sara va cădea. Zilele omului ca umbra norului. Zilele omului ca umbra păianjului. S-a dus viața mea ca un abur. Ce-i viața? Umbră, vis, fum, nimicnicie. Asta e moartea. Da. E o problemă cu Facebook-ul. Multă lume spune că adresează întrebări, dar ele se actualizează. Ele fug și rămân numai vreo 7-80, am văzut exact. Și eu. Exact. E destul de... Încerc să le preiau pentru data viitoare pe cele adresate de dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, părinte. O zi frumoasă, poți binecuvântat și vă așteptăm cu drag la Canonul Mare și la Dumnezeiasca Liturghie spre spovedanie și împărtășanie în parohii și oriunde. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii și să rămâneți în continuare cu Valentin Huțanu de la ora 15 și cu Georgiana Adam de la 16. Noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!